acum ați ajuns. Acum am și ajuns. Cam ce speranță aveți? Noi vrem... Ajungeți? Da, să votați? Noi credem că da. Noi vrem să votăm. Dar puteți să vă uitați și în cameră? Că... Da. Și ce v-a făcut să veniți astăzi în număr așa de mare? Păi ne dorim ceva mai bun, nu? Ne dorim să fie o schimbare. Ce v-a făcut să veniți astăzi la vot? Pentru că trebuie să votăm? Avem dreptul. Este îndatorirea noastră, dar pentru asta, la un asemenea rând, aveți trebuie. Speranță că intrați? Cred că da. Să vă puneți... Cred că da. Exact. Pentru că ne-am săturat 25 de ani și să stăm de 17 ani în Spania și să mergem acasă la 2-3 ani, să plângem când venim și așa mai departe. Și copiii noștri să nu cunoască ce e România, că s-au născut aici. Vrem o schimbare pentru țara noastră. De aia stăm aici toți. De azi dimineață sunt foarte mulți. Soțul a fost de dimineață, noi aici, peste tot. Vi se pare normal? Până acum în 25 de ani nu s-a făcut nimic pentru România. Sperăm un vot. Să ne fie și nouă mai bine, să stăm și noi acasă lângă copiii noștri, lângă familia noastră, să nu mai muncim ca sclavii pentru un bănuț aici. Asta mi-aș dori. Și ca copiii noștri să trăiască mai bine într-o țară liberă și democrată. Așa cum au murit copiii la Revoluție, cum au murit oameni bătrâni, cum au fost chinuiți, bătuți, am stat atâția ani în comunism și mi se pare la ora actuală că tot comunism este. Nu văd nicio schimbare. S-au îmbogățit, cine au stat la putere s-au îmbogățit, ei, copiilor, nepoților și au un trai nu decent. Mult spus, nu decent, nu, n-are cum să aibă un trai decent. Noi aici avem un trai decent. Față de cei de acasă, noi aici avem un trai decent. Eu vorbesc de guvernanții care au fost până acum, de prim-ministri, de miniștri, de șefii de stat, care ne-au dus, ne-au dărâmat fabrici, uzine. Schimbare nu va fi. Crezi? Cred. Schimbarea, schimbarea! Mai bine să luăm interviu la fiecare în parte, să spunem opinia. Ce v-a făcut astăzi să stați atâtea ore la rând, în frig? Speranța numai bine. Și credeți, știți ce se spune, speranța moare ultima. Credeți? N-am fi aici, cu toții, priviți. Dacă n-am fi crezut, n-am fi aici. Credem că se va schimba ceva. Și cam de câte ore stați aici? 2 ore și ceva. Puțin. Pentru că în Coslada stau de la ora 11 și nu ajunseseră să voteze. Deci suntem aici pentru domnul Klaus Iohannis, ne-am săturat de hot, sperăm să iasă Klaus Iohannis. Jos Ponta pentru totdeauna. Și comuniștii toți. Fiind o tânără, de asta stăm aici, vrem o schimbare. Ca să, da. Să ne putem întoarce acasă, de aia. Jos Ponta! Jos Ponta, jos comunismul! A zis că face urne pentru diaspora, ce a făcut, n-a făcut nimic. Au spus că au dat 7 ștampile în loc de 5. Urna ne interesează. Da, da, trecut, au fost 4, nu 5. Da. Minciună. Stăm de 6 în 7 ore. Ne jignește întotdeauna, suntem jigniți. Ne jigneți. România TV, că nu sunt la diaspora nimeni la vot. În Londra, în Paris, în Spania. Și suntem de 5 ore aici. Trebuie să meargă la voturi. Așa e frumos comunism, nu? De ce? Până acum nu le-a dat o sticlă de ulei, acum le dă o sticlă de ulei. Nu, am văzut astăzi. Și-a mituit românii cu bere și cu 30 de euro, să-i fie rușine. N-au dat 30 de euro, vă spun eu. Au dat decât o bere și un mic. Să-i fie rușine că e prim-ministru. Și 5 aripi și 3 cârnați. Să-i fie rușine că e prim-ministru României. Rușine! Pentru că a spus că le dă 30 de euro. E un mincinos de la cap la coadă. Dar vedeți dumneavoastră că românul s-a dus. De ce nu vă puneți întrebarea de ce s-au dus pentru acei 30 de... Aici nu știu. Sărăcia. Eu mă refer aici, românul de aici. Era de spital, de aia s-a dus să voteze. Nu de sărăcie.
Păi eu mă nu gândește, nu știu de fapt, pentru 30 de euro că te vinde. Pentru asta. Păi Iohannis, nu, draga, că suntem micu și sucu și m-am dus pe Iohannis. Sunt români adevărați. Ăia nu sunt români adevărați. Și n-au suferit aici. N-au suferit aici și nu vor un viitor pentru nepoții noștri și pentru copii. Dar cine le-a luat DNI-urile, nu a apucat să voteze. Le-a luat DNI-urile, aveți dumneavoastră o dovadă în acest sens? Avem și fotografii. Aveți și fotografii? Cum s-au luat DNI-urile și omul a fost de... Peste 50 de persoane. Și omul a fost de acord să-și dea DNI-ul pentru ce? Pentru 30 de euro? Nu i-a dat, i-a mințit că le-a dat un rachiu și i-a îmbătat de nici ei nu știe cum s-a îmbătat. Și cum vi se pare această situație? Plagiatură. Noi fiind aici într-o țară democrată, că și eu locuiesc tot ca dumneavoastră. Eu vă cunosc. Așa. Noi fiind aici, vi se pare normal ca un român care vede în adevăratul sens o țară democratică să fie mituit pentru 30 de euro de acum 5 ani? Sunt puțin de ea. Aia 50, 100, o lua bani, nu o lua bani, eu promis. Nu e bine, dar... Și acum nu se află la vot? Nu se află, acum nu mai vine, că i-a mințit. Acum au rămas fără ceasul mecanic și cei 10 euro care au promis. Nu le-a dat nimic, domnule. Nu le-a dat nimic. Le-a dat-o pe undeva, dar nu pot să spun acum. Indiferent de cine este președinte, DNA-ul să nu dea înapoi, are mult de muncă. Mult de muncă are DNA-ul. Ce v-a făcut astăzi să veniți la vot? Vrem schimbarea, domnul. O schimbare în mai bine o gândiți? Sperăm. Sperăm, domnul, sperăm. Știți ce se spune? Speranța moare ultima. Nu vrem să murim, vrem să facem schimbarea. Desfințează secția de votare din Torihon de Ardos. Au desfințat secția de votare. Luat interviu la primarul din Torihon de Ardos. A făcut trei cereri. Trei cereri a făcut la consulat. Nu, eu aici locuiesc. Am locuit în Torihon. Dar sunt oameni la rând care sunt din Torehon, veniți. Și cu un mincinos nu se poate merge înainte, cu un mincinos și cu un copiator. Un elev care copiază se exprimă că și a învățat 18 ani pentru această chestie. Și a copiat. Deci un elev care copiază nu este bun. Să fie clar. Modul cum a fost tratat acum două săptămâni lumea din străinătate. Că știu că nu au... Dar vedeți că nici acum n-au suplimentat secțiile de vot decât ștampilele. Și ce să le facem? Să-i dăm jos. Să-i înfruntăm. Dar nu știu care, dacă mă apucă să voteze. Asta este întrebarea. Secțiile de votare. La secții de, au prelungit cu o oră. Ca să-l dea jos pe Băsescu. Sunt oameni care ar trebui să mergă. Acum 10 mici. Și n-au timp să stea pentru această chestie. A ieșit poporul la vot. Înainte n-au ieșit, dacă au ieșit 30%, acum au venit 100%, sigur. Dar nu poate să milioane de români în străinătate. Dacă iasă toți 3 milioane, ce fac? Toți 3 milioane. Dacă ei nu sunt în stare la câteva sute de mii să organizeze. Nu astăzi că am plecat în străinătate în vacanță ca să votăm. Îți arăpe Digi24. Păi nu că am plecat la București. Da. De pe Digi24. Era frică de oameni. Dar ce niciodată n-a ieșit pe post și a spus ce a pățit Ponta la Madrid? Adevărul. Ce faci Digi24? Să dea Dumnezeu să fie bine pentru noi. Mulțumim să fie o schimbare pentru copiii noștri. Păi, dacă toată lumea asta de aici vrea jos pont, atunci ce îl vor? Tot sus pe Băsescu, care a făcut țara de râs și care ne-a tras în jos. Suntem hoți, făcuți hoți, când am venit doar să ne câștigăm cinstit munca. Nu-i de ajuns că și-au bătut alții joc de noi, își bat și politicieni joc de noi. Declară că suntem curve. Poți nu, domnule Ponta, nu suntem curve toți. Nu suntem țigani toți. Pentru numele lui Dumnezeu, dar mai plecați de la putere și lăsați oamenii cinstiți să-și câștige pâinea cinstit. Nu să-i mai furați voi cât puteți să le puneți impozite de până când îți gâtuiți. Să nască copii în Spania în loc să nască în România. Pentru ce sunt oamenii aici? Nasc copii, femeile noastre nasc copii aici în Spania. Că în România nu se poate. Dăm bani la doctori. Nu se poate așa ceva. Aici nu se plătește niciun ban. Să afle toată România că în Spania nu se plătește niciun ban la medici. Și nici pagă la poliție și la nimeni. Românii din diaspora sunt hoți și curve. Da. Pentru că l-au primit Petiro, a intrat la subsol și n-a vrut să dea ochii, dar la vis. Pentru că ne
căutăm dreptatea, doamnă, pentru că vrem să fie și la noi în România o mentalitate altfel, că vrem să fie curățenie, că vrem să fie un trai decent, că vrem să avem bude și noi în casele de la țară, vrem canalizările ce ori făcut, doamnă, că ori cheltuit 1 milion de euro pe kilometru de autostradă, când aici așa făceau cu milionul ăla 11.000 de kilometri. Uitați-vă la toate țările dezvoltate, că maxim ajung la 200-300 de mii de euro. Și acolo 1 milion pe un nenorocit de kilometru. Ne fură pe față. Pe bine, vreau să zic, Dănuț, că cifrele, sincer, nu contează. Pentru referendum... Care? Nu, el. Ce să mai aia? Vedeți că își bagi joc de noi și... Vorbim de la televizor de Băsescu, ziua de alege, vorbim de Băsescu, nu vorbește de lumea care stă ca proștii de azi dimineața la rând. Vorbesc de Băsescu, la mâine pleacă. A furat, se ducă la pușcărie după ce nu mai e președinte. Dar să-ți bat acum ca să nu iese Iohannis, să iese Ponta, că să-i scoată pe ale socrului din pușcărie și au furat miliarde de euro. Până închide ochii o să-i rămână Băsescu în cap. Că totdeauna la televizor l-am văzut Băsescu. Îi spune lui Iohannis că-l vede pe Băsescu. Rămâne cu această dilemă până o muri cu Băsescu în cap. Că Băsescu a fost om, nu el. El e un mincinos. Ponta nu e nici la unghia mică lui Băsescu. De Tăricianu. Ponta e o poantă, doamne. Scumpit. E o poantă. Ponta e o poantă. Salarii și toate ele. E o poantă cu Ponta. E o poantă. Ce a zis Iohannis? Este un om deștept. Ce a zis? Decât să fiu mârlan, mai bine pierd. Spune tata. Ce vrei să cu cine votăm? De ce ai venit astăzi la votul tatăl tău? Jos, și comunismul! Stai 2 ore cârca tatăl tău. Vreau să mă duc la Ponta. Așa, da. Deci vrei o Românie mai bună pentru tine? Mai bună pentru tineret, spune. Mai bună pentru tineret. Și nu mai bună. Pune tata. Să-mi ia Ponta cozonac. O Românie frumoasă și să mă întorc în țară. Situația din România, rău gestionată de guvernul actual, de guvernul Ponta, și a dat faptul că în primul tur am stat atâtea ore și români care nu au putut vota, am venit mult mai devreme, mai pregătiți, atât sufletește cât și trupește, mai îmbrăcați, și am venit să votăm, să schimbăm viitorul țării noastre, și pe această cale îndemn toți românii din țară să nu pună baza doar în noi, că mergem să votăm, să iasă și ei să voteze, să nu se culce pe ureche că merg românii din Spania sau românii din Italia și votează pentru noi, nu, să iasă să voteze și ei pentru ei, atât și pentru ei, dar cât și pentru noi. Și pentru tineret, în primul rând, că în țară de obicei un bătrân decide viitorul a 3 tineri, care, viitor care ne afectează pe noi, cei de aici din străinătate și pe familiarii noștri din țară. Pe această cale mai am o rugăminte la românii noștri din Spania și din diaspora să meargă, să, așa cum stau aici la coadă ore întregi să voteze pentru alegerile noastre românești, să meargă să voteze și pentru alegerile locale de aici din Spania, pentru că primarii noștri din Spania luptă și au cerut, primarul din Torrejón, de exemplu, a cerut în 3 rânduri cu documente oficiale, a cerut să înființeze o secție de votare în Torrejón și a fost pur și simplu luat în considerare, a fost denegat, să voteze, să înscrie la alegerile locale din Spania, să voteze și pentru primarii din Spania. Bine, vă mulțumim și sperăm în schimbare. Mulțumim și Doamne ajută! Dacă iese Ponta, trebuie să iasă lumea în stradă. Revoluție scrie pe România, asta păi trebuie. Așa să facem, domnilor. Pentru că, din păcate, părinții noștri din România, frați, unchi și neamuri, să lasă mituiți pentru o pungă de zahăr și orez din partea PSD-ului. Rușine! Pentru, sau 30 de euro să votăm. Păi iau și banii și votez tot cu Iohannis. Bună seara! Încă o dată din Alcalá de Henares, după ce joi am fost în Roma, vineri la Viena, ieri și astăzi m-am aflat la Paris. Nu mă așteptam ca în 16 noiembrie 2014 nici Ministerul Afacerilor Externe, nici o dată instituția statului să nu dea curs solicitării atât venite din partea noastră a Comisiei pentru Comunitățile Române afară granițelor țării, solicitărilor pe care le-au trimis românii din diaspora, asociații, presă și așa mai departe, cu privire la secțiile de votare astăzi inexistente. Am ajuns ca pe 16 noiembrie, românii din Torrejón de Ardoz, pentru că ne aflăm
lângă Madrid să voteze în Coslada, să voteze în Alcalá de Henares sau la Madrid, pentru că au fost văduviți de așa secție de votare pe care o aveau la alegerile din 2009. Și nu este singurul caz. Alcázar de San Juan, Cuenca, Roquetas del Mar sunt unele din secțiile de votare care astăzi lipsesc de pe harta secțiilor de votare din Europa. Nu înțeleg care este strategia Ministerului Afacerilor Externe și nu înțeleg care este strategia celor care l-au demis pe fostul ministru de externe. Pentru că o demisie nu a rezolvat absolut nimic. Probabil, la ultima oră, nu știu la care secție de votare mă voi afla, poate revin aici, poate merg în Coslada, Madrid sau în altă parte. Dar fi ultimul cetățean român care va vota sau să sperăm că voi putea vota, pentru că altfel vom avea în premieră în România un parlamentar care, deși a rămas la rând să voteze, nu a reușit. Mă voi asigura că toți cetățenii vor intra înaintea mea în secția de vot sau, cum am mai spus, alternativa este să rămân ultima persoană în afara secției de votare. Cu toate acestea, în Alcalá de Henares astăzi sunt oameni care așteaptă de 2, de 3 ore la rând, au venit de la 2 la 3 după amiaza, cei care se află în spatele meu și, din păcate, nici de această dată autoritățile nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor celor care astăzi au stat în frig, cu copii, cu bătrâni, pentru că am văzut și persoane în căruciorul cu rotile în Coslada. Este adevărat singurul caz pe care l-am văzut. Mesajul pe care a transmit acești oameni la București este acela de, știu, apartenența unui, la un stat european care este condus așa cum este condus astăzi de la București și fără să aibă o țintă către Uniunea Europeană, ci mai degrabă către Est, și asta ne îngrijorează. Însă cinismul de care au dat dovadă, umilința la care au fost supuși astăzi cetățenii, a întrecut orice așteptări nefericite din partea oricui. Nu mă așteptam astăzi, 16 noiembrie, să vin din altă țară, este adevărat, din Franța, să ajung aici și să am în față cetățeni, și în spate acum când vorbesc, care să aibă ore întregi, pentru că până la urmă a reușit să voteze, este un deziderat, dar a reușit să voteze după ore întregi de așteptare, este dovada unui cinism fără margini și a unui sentiment de abandon pe care îl înțeleg românii din diaspora. Astăzi, din partea celor care conduc statul român. Plec de aici încă o dată nemulțumit, la fel cum sunt și românii, iar dacă astăzi am să întâlnesc un român fericit, probabil reprezintă o utopie. Ne așteptăm ca după 12 noaptea, eu nu am voie să-mi exprim opțiunea electorală acum, dar ne așteptăm ca după 12 noaptea, cel pe care vrem să fie următorul președinte al statului român, să fie cel pe care îl votează oamenii. Mai mult decât atât, înțeleg din toate discuțiile pe care le-am avut cu cetățenii că nemulțumirea aceasta nu va fi uitată ani de-a rândul de aici înainte și va produce efecte și pentru viitoarele alegeri parlamentare și pentru viitoarele alegeri prezidențiale. Tot ceea ce îmi doresc astăzi este ca românii în viitor să aibă șansa să se întoarcă acasă într-o altfel de Românie, într-o Românie la care am sperat cu toții din momentul în care am plecat de la casele noastre, din mijlocul familiei noastre, așa cum numai noi știm, chinuiți, umiliți încă o dată, deși nu era cazul. Suntem stat european, suntem stat partener NATO, nu înțeleg de ce la București nu se înțelege mesajul acesta pe care milioane de români îl transmit astăzi. Ați văzut cu toții foarte mulți oameni nefericiți, foarte mulți oameni supărați, nu au cum să fie altfel. Mâine poate mulți se duc la lucru sau poate mâine nu au unde să meargă la lucru. Cel care va fi președinte trebuie să înțeleagă că indiferent de atitudinea oamenilor, de nemulțumirile lor, el va trebui să fie prezent în mijlocul comunităților de români în afara granițelor țării, iar noi, cei care îi reprezentăm în Parlamentul României, să ne facem datoria în continuare. Sunt dezamăgit, o repet pentru ultima dată, pentru modul în care instituțiile statului au organizat aceste alegeri. Rușine, încă o dată, Ministerului Afacerilor Externe. Rușine celor care decideți în România. Oamenii nu au voie să fie atât de bajocoriți. Ne-ați luat resursele, ne-ați luat aproape totul. Nu trebuia să-i mai umiliți. Este ultima resursă pe care o avem. Patriotismul. Vă mulțumim. Ce soluție credeți că putem să aducem? Votul prin corespondență, votul electronic? Votul electronic, cel mai bun. Și nu trebuie învățat ceva, se copiază din spate. Votul prin corespondență există aici de 15 ani. Eu am urmărit ultima dezbatere electorală, bine, și prima am urmărit-o și am rămas totuși șocat când am văzut că domnul prim-ministru nu știa că avem proiecte pentru votul prin corespondență în Parlament. Lipsă de interes.
Nu, probabil că, într-adevăr, un om nu poate să le știe toate, pe toate, dar oamenii care sunt în jurul dumnealui, stafful de campanie, trebuiau să-l pregătească și trebuiau să-i explice. Da, avem votul prin corespondență ca și proiect de lege încă din 2011 în Parlament. La fel cum și eu am încercat să aduc proiectul de lege introdus în Camera Deputaților pentru reducerea taxelor consulare din aprilie anul trecut și nici în acest moment nu s-a dezbătut. Pentru acest motiv am și decis să intru în greva foamei atunci când a început sesiunea parlamentară în septembrie. După aproape două săptămâni, la 14-a zi, am renunțat cu promisiunea că în maxim o săptămână vor avea loc modificări. Însă singura modificare cuantificată și palpabilă pe care pot să o spun este cea a reducerii, de fapt eliminarea taxei pentru certificatele de naștere. Astăzi nu mai trebuie să plătiți, însă mare atenție, când se nasc copii, să solicitați din partea primăriilor certificatul de naștere, partida de nascimento, care vine în mai multe limbi străine, printre care și a noastră, și atunci nu mai este nevoie nici să plătiți traducerea, ca să evitați acest lucru. Și nu sunt de acord cu măsura oarecum discriminatorie, pentru că am încercat să eliminăm, am solicitat să eliminăm, nu să eliminăm, să reducem taxa pentru titlul de călătorie de la 65 de euro la 5 euro, dar au găsit de cuvință să reducă, nu, să elimine taxa pentru copiii până în 6 ani de zile, iar restul cei care au peste 6 ani de zile plătesc în condiția 65. Se cală nebuni. Atunci când fac un proiect de lege, mă acuză dacă am astfel de măsuri de discriminare și, bineînțeles, proiectul de lege pică. Nu înțeleg ce a fost în mintea celor care au emis acea ordonanță de urgență, pentru că acei copii, până în 6 ani de zile, să nu plătească, iar restul, minorii, adulți, să plătească la fel ca înainte. Nu este o soluție. Și mai știu că mi-ați atras atenția să solicităm pentru certificatele de căsătorie, pentru că o săptămână de zile vă costă cât o săptămână, taxa pentru certificatul de căsătorie vă costă cât o săptămână din luna de miere. Și este adevărat, mulți români evită să se mai căsătorească, să-și facă prezența la consulat. Un lucru foarte trist, deja avem probleme de peste 15 ani cu starea demografică a țării, pentru că natalitatea este în picaj, mortalitatea, așa cum știți, însă am convingerea că dacă lucrurile se vor schimba, România va fi datorită diasporei, pentru că avem un termen de comparație, viața de aici și viața de acolo. Iar cei din România să renunțe să mai creeze tot felul de comparații stupide și să înțeleagă că dreptul de vot îl avem garantat prin Constituție oriunde ne-am aflat. Ne merităm acest drept, cum ne merităm orice fel de drept în România, mai ales că susținem două țări, cea în care ne aflăm și cea de acasă. Iar cei din România, dacă nu vor să înțeleagă, este problema dumnealor. Astăzi o parte din România supraviețuiește datorită gurii de oxigen pe care o primește pentru banii pe care îi trimitem aici și nu numai. Familiile noastre de aici și de acasă sunt întreținute de cei din diaspora. Astăzi românii de departe joacă rolul și primăriilor și Ministerului Sănătății și Ministerului Educației. Să dea Dumnezeu ca românii să se deștepte și nu vreau să fiu astăzi în pielea celor care au organizat aceste alegeri. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos domnului tovarăș Ponta pentru organizarea care a făcut-o pentru alegerile din, cum vedeți dumneavoastră aici de față, sunt foarte puțini, sunt vreo 500 în alte părți, da. Deci am putea să-i mulțumim secretarului, secretar de partid Dragnea, să-i mulțumim domnului Meleșcanu pentru organizare. Și dacă s-ar putea să-i mulțumim în persoană, și eu și toți care sunt aici de față, am fi foarte încântați de lucrul ăsta. La domnul Ponta. Domnul Ponta, da. Ce face? Ce-a făcut Ponta? Fură, dar nu v-a săturat de 25 de ani de voți? Nu! Nu, i-am întrebat dacă este mai util votul electronic sau cel prin corespondență. Și mi s-a spus că votul electronic, a zis mai devreme. Normal. Un număr secret, fiecare să poată vota și n-ar mai fi nicio problemă cu cozile astea. Și în primul rând sunt interese să nu se meargă la vot. Am înțeles. Dar dacă nu va exista votul electronic sau prin corespondență, data viitoare veți mai veni la vot? Corect. Bineînțeles. Este dreptul fiecărui. Rezolvă situația, normal, că ce se face? Trebuie să venim. Avem o țară așa de frumoasă. Ne interesează, ne importă soarta României. Ați fi vrut
nu mai venim la de... Nu, nu, e o întrebare. De moment să ne întoarcem acasă, nu. După 15 ani încă mai rămân aici. Un copil care... necesare și România ar avea altfel de drum decât cel... Să ne minte, că veniți acasă, cum a făcut domnul Băsescu în 2009 sau când a fost aici. Da, veniți acasă că avem de muncă sau nu știu cum a zis, nu știu ce. Sau, da, veniți acasă. Da. Vedeți în sfera internațională ceea ce se întâmplă aici în Spania cu cele două partide politice care fură, fură amândouă și s-a ridicat alt partid pe care îl votează acum oamenii. Dacă se va întâmpla așa ceva în România, precis că românii se vor întoarce mulți acasă. Ce credeți că este mai util, votul prin corespondență sau votul electronic? Prin corespondență și la electronic, ambele. Mai util e să votăm. Atât. Da. Nu să ne facă mascarada asta, să ne pună două cutiuțe sau cutiuțe. De când așteptați la rând? Pentru mine. Nu știu, să fie mai bine de jumătate de oră. Jumătate de oră. Chiar dacă așteptați de jumătate de oră, sunteți bucuroși că veți vota? Bineînțeles, de ce nu? E un drept constituțional. Cine credeți că este vinovat pentru organizarea alegerilor? Din instituții? Da, dar... Ministerul Afacerilor Externe, Biroul Electoral Central? Ministerul Afacerilor Externe și Guvernul. Ca să nu-l uităm pe domnul Ponta. Mai puțin domn, dar în fine. E foarte mult, să știți. Da, da. Câți români sunteți în Alcalá? Foarte mulți. Cine mai știe că care sunt... 11.000, 12.000, cine știe că sunt? Dacă nu și mai mulți... Nu crezi că se putea mai mult? Mare, ca pentru nimic? Am solicitat reducerea la 25 de taxe. Nu cred că... Una au eliminat-o, cea pentru bebeluși. Vreți să mă duc o dată în greva foamei? Sau... Și alta care e? Următoarea? Următoarea au eliminat taxa pentru copiii până în 6 ani de zile pentru titlul de călătorie. După părerea mea este o măsură discriminatorie pentru că trebuiau ori să elimine pentru toată lumea, ceea ce într-adevăr, haideți să nu mergem către un spațiu utopic, sau trebuiau să le reducă. Eu am solicitat de la 65 de euro să reducă la 5 euro, pentru că așa ar fi fost normal. Dar ca să ai o măsură atât de discriminatorie, să pui un barem de vârstă și nici măcar nu te gândești la toți minorii, mă gândesc ca acel individ sau echipa din care a făcut parte, eu știu, comisia de studiu la vremea respectivă, nu a luat în considerare toate aspectele, ci mai degrabă au urmărit un calcul statistic, au văzut unde să plătesc cei mai puțini bani și acolo au eliminat. Când mergeți la primărie și înregistrați un copil aici, cereți partida de nascimento bilingue, pentru că internațională, nu? Pentru că așa evitați și plata traducerii. Și astfel nu o să plătiți nici pentru certificatul de naștere și nici pentru... Bine, vă las că mă sună de la un ziar. Ce v-a făcut astăzi să veniți în număr mare la vot? Să nu mai ne mintă, să ne dea salarii cum promite, pensii la fel. Ne-au adunat pe stradă, ne ține nesimțit un drum 5 ore. Să vie el cu Meleșcanu să stea 5 ore aici, să vadă cum e. Aia trebuie să facă. Nu le-ar fi rușine. Unii problema lor, vorbim noi. Să facem o schimbare în România. Trăind aici, într-o țară care este democratică în adevăratul sens al cuvântului, credeți că România va ajunge vreodată ca aici? Dacă e conducător bun, da. Sau vreți pentru să avem... Asta suntem aici. Să avem o mentalitate, românul de acasă, să aibă o mentalitate ca celor de aici v-ar plăcea? Clar, cum nu? La cine nu i-ar plăcea? Păi să votăm pentru președintele țării, pentru un... mai bine, să sperăm că va fi mai bine. Bună ziua! Eu vin direct de la servici, îmi cer scuze și acum am ajuns. Azi dimineața am fost la 8, dar era coada mult în spate. Era mai multă lume azi dimineața? Era mai multă lume, la 8 jumate. Da, de la 6 azi dimineața era lumea aici. Și eu numai acum am reușit să ajung de la servici. Să sperăm că reușim să ajungem, nu? Până la 9. Asta ar trebui să se întâmple, deși cred că maxim o oră o să dureze, pentru că văd că îi bagă foarte repede. Nu cred că de când am venit. Serios? Așa tare s-au speriat? Da, rugămintea mea este să nu vă supărați dacă mai intră copii, părinți cu bebeluși, că în mod normal ar trebui să-i favorizeze.
Sunt poftiți? PSD-ul nu. N-am înțeles. De PSD-ul nu o să nu intre. Aoleu, trecuros din față în spate. Îi place să fie. Bine. Opțiunea noastră, opțiunea noastră. Da, bine, vă mulțumim și o seară bună vă dorim în continuare. Doamne ajută să iese cine trebuie. Ce v-a făcut astăzi să veniți la vot și să stați atâtea ore în frig? O schimbare în bine, pentru că îi mulțumim domnului Ponta că diaspora își bate joc de noi toți, ne ține kilometri la coadă și în Anglia și în Franța și în Italia și în Spania și nu ne deschide mai multe sedii să putem vota, mai multe secții, pardon, și își bate joc de noi și cred că o să continue să fure în continuare cum a furat de 25 de ani. Până acum, așa o să cu PSD-ul, veșnic, cât o să fie în umbra lui Iliescu, veșnic o să fure. Și cred în schimbarea lui Iohannis și sfătuiesc toată lumea care din diaspora să-l voteze pe Iohannis. Asta este opinia dumneavoastră. Opinia mea, bineînțeles. Nu influențez niciun votant. Îi chemați la vot să-și spună fiecare opinie. Exact. Și nu influențez pe nimeni, fiecare să-și aleagă pe cine vrea, dar eu cred în schimbarea lui domnului Iohannis. Pentru că Ponta și-a bătut joc de noi și nu ne-a deschis mai multe sedii să putem vota. Mai multe secții. De azi dimineață, uitați-vă, luați... Dar să vedeți în Coslada câți oameni poate să fie... Și în ambasadă? Ambasada își bate joc mai mult decât domnul Ponta. Pentru că dacă merge la ambasadă cu o problemă, ne întoarce spatele, spune că nu se poate sau ne cere suprapreț pe acte. În orice țară, nu numai aici, în orice țară. Și merg la ambasadă, am fost eu personal la ambasadă să-mi rezolv și m-o trimis în România. Dacă nu-mi convine să plătesc atât, să merg în România. Și vi se pare normal? Absolut deloc, absolut deloc. Până nu schimbăm mentalitatea în România și hoția, n-am să facem nimic, o să murim de foame în România și o să umblăm așa, cercetori, prin toată lumea. Bine, vă mulțumim, o seară bună! Mulțumesc.